Salut! Balanțe! Voi face citirea pentru săptămâna 22 august 28 august. Este o săptămână cu luna nouă nouă. În fecioară. Probabil că cei care sunteți bărbați, s-ar putea să aveți un ajutor din partea unei regine de bâte. O femeie cu ascendentul luna plină sau zodia leu, iar cele care sunteți balanțele femei, veți avea o rivalitate. Întotdeauna când întâlniți această regină, vă gândiți la o femeie energică, dar și impulsivă. Voi aveți dorința de a aduce rațiunea în viața voastră. Să aveți spada de partea voastră, spada care îi ajută pe cei drepți și îi pedepsește pe ceilalți. Această rațiune vă ajută să ieșiți din stagnare. Urmăriți să vă atingeți un scop legat de o creativitate sau un hobby care vă solicită foarte mult să aveți de muncă și sperați
să primiți răsplata acestei munci. Legat de cunoaștere, examene sau călătorii, aveți un ajutor prin generozitatea unei persoane sau voi sunteți cei generoși oferind celorlalți sau voi să primiți. În resurse aveți o inițiativă care va aduce o creștere, o dezvoltare, poate fi o inițiativă legată de transport, de comerț, de comunicare. La locul de muncă aveți totuși păreri de rău, regrete, în urma analizei unei trădări. Cariera voastră este sub semnul eremitului. Preferați să vă protejați, să vă folosiți intuiția, și să aplicați regula: tăcerea este de aur, iar vorba de argint. Comunicarea nu vă în comunicare nu încercați să luați voi inițiativă.
preferați să așteptați. Într-un contract, sau asociere, proces, sau poate fi vorba de un proces. Veți avea o confruntare cu o persoană tânără cu ascendentul sau zodia în gemeni. Este un războinic gata să vă rănească pentru a obține ceea ce își dorește. Legat de prieteni sau protectori, aveți de făcut o alegere. O alegere între viciu și virtute. Între un lanț de fier sau un lanț de flori. Sfatul arcanei este: alegeți lanțul de flori. În familie sau în cămin, în cămin, veți avea o ceartă, o ceartă care poate să vă ducă la o despărțire. Schimbarea ar trebui să vină din eliberarea mentalului, al ideilor, să ieșiți din această captivitate imaginară. Karma voastră în această săptămână este o inspecție sau un înscris falsificat. Aceasta a fost citirea. Vă doresc o săptămână frumoasă și vă mulțumesc pentru timpul acordat.